Sfârșit tragic pentru un copil de doar 3 ani, acesta ars de viu în urma unui incendiu care s-a produs aseară în satul Gașpar, raionul Iedeneț. Potrivit oamenilor legii, 4 minori se jucau cu chibriturile lângă un stoc de fân care a luat foc. După lichidarea incendiului, a fost găsit cadavrul carbonizat al micuțului. Ceilalți 3 copii nu au avut de suferit și se află în afara oricărui pericol. Un alt incident grav cu implicarea unui minor de 2 ani a avut loc în raionul Fălești. Micuțul s-a ales cu arsuri de gradul 2 și 3, fiind internat în spital după ce un incendiu a izbucnit chiar lângă el. Potrivit poliției, nenorocirea s-a produs în timp ce părinții au plecat pe Imaș, lăsând acasă pe cei 3 copii de 10, 6 și 2 ani. Minorii au luat o sticlă cu combustibil ca să stropească un roi de albine. Unul dintre ei a prins un chibrit și a aruncat în direcția albinelor, focul izbucnind lângă micuțul de 2 ani. În scurt timp, părinții au ajuns în ogradă și imediat i-au acordat ajutor copilului și au chemat ambulanța. Poliția îndeamnă adulții să nu lase micuții fără supraveghere. Al doilea lot cu materiale de construcție eliberate de Agenția Rezerve Materiale a fost transportat pentru raioanele afectate în urma precipitațiilor și a vântului puternic. Potrivit IGSU, de dimineață au fost transportați 36 de metri cubi de cherestea. Bunurile sunt destinate pentru cele 17 localități din nordul țării pentru efectuarea lucrărilor de reparație și de construcție a caselor de locuit, clădirilor administrative și culturale. Loturi cu bunuri materiale urmează să fie transportate și altor raioane afectate de intemperii, precum Soroca, Drochea, Dondușeni și Hâncești.